Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Și cu Duhul tău. Fraților și surorilor, suntem adunați acum în spirit de credință și dorim ca să adresăm Domnului rugăciunile noastre pentru țara noastră, pentru poporul nostru, pentru conducătorii patriei noastre și pentru toți cetățenii țării noastre, pentru ca toți împreună să contribuim la propășirea și bunăstarea poporului nostru. Împreună îi cerem Domnului să ne dăruiască pace, liniște, libertate, unitate, prosperitate și bună înțelegere. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște pe pășun verzi, mă conduce la ape de odihnă, îmi înviorează sufletul, mă călăuzește pe cărări drepte, de dragul numelui Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine, toiagul și nuiava Ta mă mângâie. Tu pregătești masă pentru mine în fața dușmanilor mei. Îmi ungi capul cu unt de lemn și paharul meu e plin de sere varsă. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele. Și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule Părinte Atotputernic, în mâna Ta sunt popoarele și conducătorilor. Te rugăm, privește cu bunăvoință spre țara noastră și spre poporul nostru și călăuzește-ne spre pace și mântuire. Aceasta ți-o cerem prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.